Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Îmi spunea cineva pe stradă că poți să fii fericit din lucruri mărunte. Atunci când dăruiești o carte, când mergi la teatru să vezi o piesă interesantă, un spectacol interesant sau când mergi în vizită la muzeu. Toate până la urmă înseamnă o plăcere mică, o bucurie mică pe care o poți aduce sufletului. Astăzi am invitat în studio o persoană care iubește arta și spun acest lucru că iubește arta din mai multe puncte de vedere pe care le vom dezvolta împreună în cadrul emisiunii. Așadar, invitat în studio este actorul Mihai Giurițan. Mihai, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Noi ne cunoaștem de ceva vreme, dar nu știu, parcă nu prea mai știu cu ce te ocupi în ultima perioadă, nici eu, nici publicul făgărășan. Vreau să o luăm de la capăt, așa. Ce mai faci în prezent, cu ce te ocupi? În prezent îmi trăiesc viața și încerc să o fac cât mai bine și cât mai frumos. Este ceea ce facem cu toții și depinde de fiecare să o facă în modul cel mai plăcut pentru el și pentru cei din jurul lui. Atunci te întreb ce ai făcut, da? Ești actor. Vreau să te întreb, deși noi am mai discutat, dar se pare că mai de multă vreme și vreau să aducem în actualitate această meserie frumoasă și vreau să lăsăm pentru finalul emisiunii, de fapt, ce faci cu adevărat acum. Vreau să fie așa o surpriză frumoasă. Tu ai crescut, te-ai format într-un mediu artistic? A, nu. Nu. Eu am crescut într-o familie normală. Mama mea a fost frizeriță, tatăl meu electrician. N-am avut niciun fel de legătură cu mediul artistic. În afară de faptul că pe vremea când eram eu copil, mama mea mă lua cu ea la serviciu și aici mă refer când era în Slatina. Mă ducea la serviciu, la frizeria ei, care era peste drum de cinematograful Victoria din Slatina. Și eu intram la film și stăteam acolo, deci asta vă dați seama de pe la vârsta de 6-7 anișori până către 10. În timp am participat, țin minte și acum, la un concurs pe teme de cinematografie în Slatina, pe care l-am câștigat și eram tare mândru de mine, care mi-a asigurat accesul gratuit la filme pe o perioadă de 3 luni și încet, încet m-a dus spre partea asta artistică. Pentru că văzând, încet, încet încep să înveți. După ce am ajuns la Făgăraș, m-am întâlnit cu prietenul meu actual pe vremea aceea, spuneam, domn profesor Custănică Popescu, pe care cei mai în vârstă dintre făgărășenii cu siguranță îl cunosc. Stănică Popescu, un împătimit al scenei, care m-a distribuit într-un spectacol, într-o scenetă, am început să spun versuri. După aceea am avut și întâlnirea fericită cu domnul profesor Cornel Tăulea, căruia îi mulțumesc și acum pentru faptul că am mai pus o cărămidă la temelia viitoarei mele meserii și încet, încet am pornit pe drumul ăsta către teatru. Așadar, ai urmat studiile actoriei, da, Mihai? Da, am făcut Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș. Bineînțeles, după prima promoție, după Revoluție, pentru că și acolo am avut o întreagă poveste cu admiterea la teatru. Întrebări care mi s-au pus de-a lungul vremii legate de această chestie. Am dat în 1983 admitere la București, unde erau 4 locuri, atât erau la băieți. Bineînțeles, pic primul sublinie și primul sublinie, eu neștiind lucrul acesta, era primul vizat pentru anul următor. În anul următor, în 84, m-am dus la Târgu Mureș. Zic, dacă voi la București nu mă vreți, mă duc la ardelenii mei. M-am dus la Târgu Mureș și am dat examen pe 2 locuri. Bineînțeles că am picat primul sub linie pentru că erau alții vizați. Și în 85 am dat din nou admitere, tot la Târgu Mureș, pe 2 locuri. Și după eliminatorii am rămas 12 pe 2 locuri. Eu și actualul meu coleg de la Teatrul Sica Alexandrescu din Brașov, Gabriel Costea. Și ne-au picat pe amândoi pentru că au intrat 2 băieți de la București. Și atunci m-am supărat, 5 ani nu am mai dat. După aceea am intrat în 90 și am terminat ca șef de promoție în 94. Și de atunci
am avut multe bucurii în ceea ce înseamnă domeniul teatral. Te ascultam când povesteai și știi la ce mă gândesc? Că iată, un vis l-ai urmat, nu te-ai lăsat și ai reușit, da? E așa ca un îndemn, apropo de modul cum a început emisiunea, da? Un îndemn să fii pozitiv. S-au întâmplat multe între timp. Vreau să discutăm și despre asta. Ai condus Casa de Cultură foarte mult timp. Da, 13 ani. 13 timp ani. În care ai adus oameni, piese de teatru, spectacole și așa mai departe. Am încercat în primul rând să revitalizez Casa de Cultură, pentru că atunci când am ajuns, era la un nivel care nu era foarte sus vis-a-vis de ceea ce înseamnă exigențele făgărășenilor. Am reușit să creez un public pentru teatru, cred. Din nefericire, proiectul meu de management nu a corespuns exigențelor comisiei de acum 3 ani și de atunci nu mai sunt la Casa de Cultură. Bun. În cei 3 ani se pare că ai avut destule de făcut. Drept dovadă, chiar vreau să-mi povestești cum a decurs această perioadă. Știu că în prezent tot în domeniul artei lucrezi. Da, acum sunt angajat al Muzeului Cetății Făgărașului și vreau să spun că este un loc de muncă absolut fascinant pentru mine, care îmi oferă posibilitatea de a întâlni și a cunoaște o serie întreagă de tipologii. Pe vremea când eram student, profesorul meu de actorie, căruia o să-i rămân mereu recunoscător, Cornel Popescu, ne spunea, zice, măi, ca actor trebuie să stăpânești bine trei manuale. Strada, crâjma și gara. În aceste trei locuri întâlnești toate posibilele tipologii pe care vei fi nevoit la un moment dat să le joci pe o scenă. Eu acum la muzeu întâlnesc o sumedenie de tipologii umane care îmi folosesc foarte mult. Este fascinant să întâlnești oameni de toate categoriile sociale care vin să ia parte și să fie partaj la un eveniment de cultură din viața lor, pentru că vizita la un muzeu, indiferent care ar fi el, este un eveniment în viața fiecăruia dintre noi. Și chiar merită vizita muzeul, da? Vreau să spun că eu sunt foarte mândră de acest muzeu. Nu mai vorbesc despre tine, care ești acum acolo. Și da, eu nu am făcut nimic practic pentru acest muzeu. Sper să pot face de acum încolo mult mai multe. Dar vreau să spun că muzeul arată extraordinar. După părerea foarte multor spectatori, este unul dintre cele mai importante muzee din țară. Comparațiile sunt absolut măgulitoare. Iar am surpriza să constat, de exemplu, că vin vizitatori care spun că biletul este prea ieftin. Deci este ciudat pentru un om care lucrează acolo să spună, dar e prea ieftin biletul, ar trebui să-l puneți mai scump. Da, cunoscând piața valul actual al scumpirilor, da? Nu, deci este minunat ce au reușit să facă colegii mei la Muzeul Țării Făgărașului. Este minunat. Dacă rămânem tot acolo, ca să zic că epuizăm această etapă a discuției noastre, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută sau recent ne-am întâlnit și îmi spuneai că ai un proiect minunat, sau mai bine zis, să aveți un proiect minunat împreună cu colegii tăi de la muzeu pe care îl veți implementa acolo. Da, doamna manager Elena Băjenaru este de acord ca să diversificăm oferta culturală a muzeului și în acest fel să atragem și un alt gen de public către muzeu, nu neapărat vizitatorul de muzeu, ci și spectatorul de act cultural. Iar în cadrul acestor acțiuni vor fi cuprinse concerte, spectacole. De exemplu, săptămâna aceasta, joi, este un spectacol de la Sibiu cu actrițele
Teatrului Național Radu Stanca, Monologele Vaginului. Este un spectacol care a fost prezentat în Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Un spectacol pe un text premiat în Statele Unite, un text jucat de marile actrițe ale lumii și mă refer aici la Jane Fonda, la Susan Sarandon, la Whoopi Goldberg. Deci este un text care este foarte, foarte incitant și îi sfătuiesc pe făgărășeni să meargă la acest spectacol pentru că merită. Vreau să-mi spui acum, ca specialist ce ești, cum ți se pare decorul pentru proiectul ăsta? Da? Dacă faci așa o paralelă între scena propriu-zisă, adevărată, da? Cu luminile rampei, cu atmosfera aceea așa pe care ți-o creează o sală mare sau o sală de teatru, de ce nu, și cu mediul ăsta așa istoric. Pe termen mediu îmi propun să facem în cadrul Cetății Făgărașului o trupă de teatru. Pentru că se simte nevoia. Se simte nevoia. De exemplu, avem momentul acela deosebit de emoționant sâmbăta și duminica, atunci când este parada gărzii cetății. Atunci se simte nevoia ca cel puțin 15-20 de minute înainte sau după parada gărzii cetății să mai fie ceva. Și atunci putem să facem niște scenete gen comedia dell'arte, farse medievale, ca să putem și pentru făgărășeni și pentru turiști. Turiștii de obicei nu prea au timp să stea mult într-un loc. De aceea trebuie să ne limităm în timp. Dar sunt convins că voi găsi în oraș tineri dornici să facă parte dintr-o trupă care să pregătească lucrul acesta. Mai ales că în țară s-au înmulțit festivalurile cu tentă medievală, la care putem fi invitați și putem participa și noi. Așa este. Mihai, rămânem la teatru. Ce părere ai, ce a câștigat în ultimii ani teatrul din punct de vedere tehnic și artistic, dacă vrei? Din punct de vedere artistic nu cred că a câștigat nimic. Nu cred că în teatru se mai poate câștiga ceva din punct de vedere artistic. Cred că ceea ce era de inventat din punct de vedere artistic s-a inventat, s-a folosit până acum. Din punct de vedere tehnic, într-adevăr, s-a dezvoltat foarte mult teatru în ziua de astăzi. Este efectul filmului, efectul televiziunii. Sunt foarte multe spectacole care folosesc imagini proiectate. Cu siguranță vor fi folosite în viitor holograme, cu siguranță vor fi folosite tehnicile de ultimă generație care vor apărea. Mai are farmec atunci? Are farmec, pentru că dacă ai parte de regizori talentați, de oameni talentați, atunci îmbinarea artelor duce întotdeauna către catarsis. Este bucuria spectatorului care stă să vadă ce poate face un semen de-al lui pentru mulțumirea sa personală. Mihai, un actor poate să fie și regizor? Apropo de ceea ce mi-ai spus înainte, că vrei să pregătești niște trupe care să facă spectacol la cetate. Acum haideți să vă spun cum circulă zvonul, cum a apărut regizorul în teatru. Începând din teatru antic, când era corul antic, să aibă un pic de control vis-a-vis de ceea ce se întâmplă pe scenă, de obicei cel mai slab din trupă era trimis undeva în sală, în amfiteatru, unde, și spunea, mai cum se vede? Se vede bine? Da. Ăla zicea, dați-vă un pic mai la stânga sau dați-vă puțin mai la dreapta. Și așa a apărut regizorul. Deci, o să observați că acum sper să mă ierte prietenii mei regizori și să mai mă distribuie din când în când, dar de obicei o să vedeți că regizorii sunt râiți, sunt sâsâiți, marea majoritate sunt niște actori refulați, dar care au talentul lor, care nu poate fi pus la îndoială, pentru că ai nevoie de talent, ai nevoie de cultură ca să poți să pui un spectacol în scenă. Deci, întorcându-mă la asta, un actor poate să fie și regizor. Sunt foarte multe cazuri în care regizorii
pot fi actor, dar cu anume măsură. Apropo de ceea ce ai spus înainte, da, regizorii o să te vadă, pentru că televiziunea Nova Făgăraș se vede în mai multe județe. Deci, eu în Brașov, emisiunea... Ok, următoarea întrebare ar fi, în laboratorul acela artistic, da, din spatele scenei, cum se alege repertoriu? Se pune accent pe artiști sau pe bani? Trăim într-o lume a banilor, se discută mereu de tot soiul de impresari, de tot soiul de studiu de piață, cam ce spectacole prind la public și așa mai departe. Cât de tare s-au scumpit actorii? Aici e o întreagă poveste. Pentru că, de obicei, dacă este... În fiecare teatru ar trebui să existe un colectiv, un consiliu artistic. Acest consiliu artistic ar trebui să fie sprijinul managerului care să îl ajute să ia deciziile cele mai bune pentru teatrul respectiv. Acum, managerul care a câștigat funcția de manager al teatrului, a câștigat concursul de proiecte de management, la rândul lui are un program managerial care a fost făcut și semnat cu contractantul fără să țină cont de părerile Consiliului Artistic. Și atunci este destul de dificil dacă nu găsești modalitățile de persuasiune pentru a convinge Consiliul Artistic să fie de partea ta. Bineînțeles că atunci când alegi un repertoriu, trebuie să ții cont de posibilitățile trupei. Degeaba încerc să fac un spectacol cu 50 de actori pe scenă dacă eu am numai 15. Pentru că atunci va trebui să-mi aduc restul de 35 colaboratori care costă. Va trebui să ținem cont, bineînțeles, de buget. Bugetul este unul aprobat la începutul anului și atunci trebuie să faci cumva să intri în acel buget dacă nu reușești să-ți atragi niște sponsorizări, să faci niște parteneriate. Deci, sunt banii, e trupa și acum ajungem la publicul țintă căruia te adresezi. Către cine ne adresăm? Dacă ne adresăm copiilor, atunci va trebui să punem ceva pentru copii. Dacă ne adresăm tinerilor și maturilor, atunci va trebui să punem. Este dovedit faptul că peste 65% dintre spectatorii își doresc comedii și este absolut normal pentru că lumea dorește să meargă la teatru pentru a descreți frunțile. Da, știu că în această emisiune frumos era să zic domnule Mihai Giurițan, domnule actor Mihai Giurițan, mea culpa, dar faptul că ne cunoaștem de atâta timp și faptul că am și colaborat și îți mulțumesc pentru asta, Mihai, de atâtea ori... pentru diverse reclame, pentru diverse spoturi cu vocea ta, care este extraordinară, da? De când eram la radio, dacă îți mai amintești. Da, era minunat, da, un teatru radiofonic sau ceva. Da, sunt amic cu doi mari regizori de teatru radiofonic, cu Mihai Lungeanu și cu Gabriel Pintă, pe care doresc să-i salut și să îmi exprim toată admirația pentru munca lor. Și poate și datorită lor, teatrul radiofonic din România mai supraviețuiește și astăzi. Așa este. Și acum, așa cum spuneam la începutul emisiunii, Mihai Giurițan este actor la Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov. Iată că... merge la Brașov. Cum e publicul din Brașov? Publicul din Brașov este ca întotdeauna. Este un public cald, un public bun, un public generos. Brașovul, pentru mine, este acasă. Eu când am terminat Academia de Artă Teatrală, prima dată am dat concurs la Teatrul Național din Târgu Mureș, pe care l-am câștigat și m-am angajat la Teatrul Național din Târgu Mureș, iar la o săptămână am dat concurs la Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov și am câștigat și acolo și m-am angajat. Am încercat să am două servicii pentru că salariile din teatre nu mai... Și despre asta vreau să vorbim, nu da? Nu mai e un secret pentru nimeni, da. Salariile din teatre sunt mici. Erau, nici azi erau nu s-au mărit? Mai mici. Astăzi s-au mărit, dar nu... Un pic, da. Nu cât ar fi da. Trebuit. Pentru mine Brașovul înseamnă teatru copilăriei mele.
poate și faptul că am fost la majoritatea spectacolelor, începând cu anii 70 și până în 90, am văzut majoritatea spectacolelor din Teatrul Brașovean. Și mi-ar lua mult prea mult timp să vi pomenesc pe toți actorii care m-au încântat, pe care i-am iubit și pe care îi iubesc în continuare, chiar dacă parte dintre ei s-au dus să joace pe niște scene mai înalte. Sunt încântat de faptul că am reușit să revin pe scena brașoveană. Acum joc în 3 spectacole, Prins în plasă, care este o super comedie în regia lui Cristian Ioan. Joc în 20 de minute cu Îngerul al lui Vampilov, în regia lui Răzvan Marinescu. Și acum am intrat de 2 săptămâni și în Poveste de iarnă de William Shakespeare. Este bine, este plăcut și până la urmă faci ce-ți place. Fiecare actor, zic eu, după cum se spune, și am mai discutat cu câțiva actori, cum iese de pe băncile facultății, își dorește un rol mare. Ai jucat vreodată într-un rol mare? Da, am jucat. Nu te întreb dacă ai jucat în Hamlet, dar poate că ai jucat. Să știți că toate rolurile sunt mari. Deci, indiferent de faptul că trebuie să vii să aduci o scrisoare sau să spui că sună cineva la ușă, pentru actorul de pe scenă rolul acela este mare, pentru că este momentul apariției lui în fața celui mai nemilos critic, care este publicul. Cum, ce să zic, eu am un rol mare în Prins în plasă, deci mare ca întindere, mare ca importanță în spectacol, dar nu asta este foarte important. Am jucat în rolul mare, am jucat în spectacole mari, ceea ce iar este un lucru extraordinar. Am avut bucuria să joc în 2 spectacole care au câștigat în 2 ani diferiți titlul de cel mai bun premiu uniter pentru cel mai bun spectacol din România. Mă refer aici la Satiricon în regia lui Victor Ioan Frunze la Teatrul Național din Târgu Mureș și mă refer la Danaidele de la Teatrul Național din Craiova în regia lui Silviu Purcăret. Deci, dacă e vorba de premii, vreau să spun că, de exemplu, pentru mine un spectacol mare a fost Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă al lui Horia Lovinescu, regia lui Cornel Popescu, un spectacol în care făceam un rol de compoziție și care mi-aș dori poate să fac acel rol acum, pentru că atunci aveam 32 de ani. Acum cred că aș face cu totul altfel acel De rol. Ce? Pentru că intervine experiența, intervine vârsta. Este foarte greu. De aceea vă spuneam de tipologiile umane pe care trebuie să le înveți, pentru că nu poți să ai cunoștință de toate trăirile prin care poate trece un om. Și atunci lecturile te ajută la lucrul acesta, experiențele altora te ajută la lucrul acesta. Deci acum, având altă experiență, poate că aș face altfel acel rol. Un rol mare, de exemplu, a fost în spectacolul Chinezii în regia lui Valeriu Andriuță. Valeriu Andriuță, pe care spectatorii noștri îl știu din rolul părintelui din filmul După dealuri. El a făcut regia și eu zic că a fost foarte bine. Spectacolul Chinezii, care a fost o comedie absolut senzațională, în care eu făceam 2 roluri și partenera mea, Maria Tofan, făcea 3 roluri și care îți dădea niște satisfacții deosebite. Teatru a rămas același după ceea ce am discutat împreună la această emisiune din punct de vedere artistic. Anumite roluri s-au schimbat și anumite abordări. Cum abordează tinerii actori? Cum pare teatru cu tinerii actori? Tinerii actori sunt la fel de talentați ca și actualii monștri sacri care au fost tineri la vremea lor. Părerea mea este că talentul vine cu fiecare generație. E al curent? Mă refer acum la interacționarea cu publicul. A fost dintotdeauna interacționarea cu publicul?
Au fost, bineînțeles. Deci se juca foarte, încă se și discuta direct cu publicul încă din vremea Teatrului Elisabetan. Deci nu există. V-am spus, în teatru ce era de descoperit, s-a descoperit. Tehnica ne mai poate ajuta, dar din punctul meu de vedere, cred că ceea ce era de descoperit în teatru s-a descoperit. Acum, cred, nu știu, poate să-mi atrag ușoare antipatii din partea tinerilor. Cred că generațiile tinere nu mai au respectul pe care noi ceilalți l-am avut vis-a-vis de scenă. Cred că aici ar mai fi un pic de lucrat. Nu știu de ce, probabil că... Ce înseamnă respectul pentru scenă? Sunt multe lucruri de povestit. Câteva aici. Punctate, câteva doar. Eu, de exemplu, când mă duc la teatru, și așa mă duceam și când eram tânăr, mă duceam cu o oră și ceva înainte la teatru. Încercam să-mi intru în atmosferă, și poate nu aveai cine știe ce de făcut, sau poate aveai. Deci, trebuie, în teatru te duci ca la slujbă. Ca la slujbă. Când te duci la slujbă, trebuie să te curățești înainte. Să lași deoparte tot ce ai, gânduri, griji, necaz, durere. Să nu vadă spectatorul, practic, da? Asta pentru că și actorul e un om care are probleme, care are griji. Asta este menirea actorului. Da. Aici e de înțeles. Deci nu este serviciul actorului. Este menirea lui. Menirea lui este de a-i face pe cei din față să se simtă pentru câteva clipe, mai bun și mai frumos. Da, e ca și în cazul nostru, da? Apropo, chiar discutam cu cineva care se uita la televizor, pe un anumit post național, bineînțeles, și care îmi spunea, uite, această prezentatoare are probleme, e supărată, intră pe post tot timpul supărată când prezintă și așa mai departe. Deci... Și noi suntem oameni și noi avem probleme, dar nu prea e bine să se vadă. Iată telespectatorul și spectatorul poate taxa, este adevărat? Deși sunt la un post de televiziune, vreau să vă spun că am renunțat în ultimul timp să mai mă uit la multe emisiuni. Tocmai din pricina partizanatului evident. Eu cred că totuși rolul jurnalistului și... Puteți sau nu să fiți de acord cu mine, este de a prezenta cât mai obiectiv ceea ce are de prezentat în emisiunile respective. Deci nu cred că rolul jurnalistului este de a face partizanat, indiferent pentru cine. Nu. Ori, acum ce văd, pe oricare post dai, fiecare este cu treaba lui. Așa e. Așa văd eu din afară, s-ar putea să mă șel. Așa este și știți de ce spun lucrul ăsta? Pentru că televiziunea Nova și nu numai Nova Făgăraș, da? Vorbesc de televiziunea Nova, prezintă din toate domeniile, toate, să zic, activitățile și promovează absolut tot ceea ce se întâmplă, da? Ceea ce da, poate fi numită știre și pentru asta mă bucur. Revenind la Teatrul Sica Alexandrescu, ce fel de teatru este ăsta? Avangardist, gestual, de vodevil, ce fel, ce specific? Teatru Sica Alexandrescu este un teatru de repertoriu. Și cu asta am spus tot. Titulatura veche a fost schimbată, se numea Teatru Dramatic. Este Teatru Sica Alexandrescu, care este un teatru de repertoriu. Teatru Sica Alexandrescu, la ora aceasta, își caută drumul, din punctul meu de vedere. Are o nouă conducere de ceva vreme, are o nouă da? Conducere. Sper ca să poată să-și pună în aplicare planurile cu care a venit. Eu sunt ferm convins de faptul că Teatrul Sica Alexandrescu, care a avut o trupă absolut extraordinară în urmă cu 15, 25, 30 de ani, va reveni acolo unde a fost. A trecut prin niște valuri anul trecut,
Da, interesant, adică, apropo de, fac o scurtă paranteză, cum a trecut și opera din București, da? Cum au trecut instituții de cultură, deci până la urmă lumea trebuie să înțeleagă că orice instituție de cultură trece prin niște frământări și îmi pare rău că spun asta, nu mă refer neapărat la Teatrul Sica Alexandrescu, în general, toate sunt până la finanțare, da? Acei oameni care prestează trebuie plătiți. Asta e una. La Brașov nu neapărat din această cauză a fost, pentru că Brașovul a avut asigurate finanțările, fondurile. Da. S-a făcut renovarea sălii mari a teatrului din Brașov. Deci nu, acolo a fost vorba de altceva. Cred că în teatru, ca și în orice altă instituție de cultură, totul trebuie să meargă până la spectator. Deci eu cred că nu ai voie să suspenzi un spectacol numai dacă este într-adevăr vorba de forță majoră. Pentru că spectatorul care a plătit bilet, el este judecătorul suprem. Deci indiferent despre ce se întâmplă în teatru, în culise, în relațiile cu conducerile vremelnice ale orașelor, ale teatrelor. Nu. Totul trebuie să se oprească în spatele cortinei. Iar când cortina se ridică, trebuie să avem o lume bună, frumoasă, pentru că de aceea este teatru. Da, e minunat să auzi astfel de cuvinte din gura unui actor. Apropo, actorul iese la pensie? După modelul Radu Beligan, mai greu de crezut, nu? Da, am avut șansa să joc alături de maestru Beligan, care și ca om era un om cu totul și cu totul deosebit. Da, din nefericire, actorul iese la pensie. La Brașov s-a întâmplat lucrul acesta. Au fost scoși la pensie actori care ar mai fi putut să joace, actrițe care ar mai fi putut să joace. Și să știți că atunci când scoți un actor la pensie, îl condamn la moarte. Da, deci e un lucru trist. Interesant, oarecum juca Radu Beligan, oare că e cu legea aia că nu poți cumula pensia cu salariu, ceva de genul. Da, Radu Beligan era societar al Teatrului Național. Radu Beligan... Un alt statut. Da. Un alt statut, nu juca era pe niște proiecte particulare în ultimul timp, deci acolo era problema. Oricum sunt actori, la Teatrul din Brașov este Virginia Ita Marcu, care are jur de 80 de ani și care este încă angajată a Teatrului Sica Alexandrescu și merită, pentru că este doamna Ita Marcu. Acum... Făgărășanul Mihai Giurițan știe cum arată sala de spectacole de la Făgăraș de ani buni. Cum arată sala de spectacole, mă refer ca și ocuparea fotolilor la Brașov. Este mai dornic publicul brașovean sau publicul dintr-un oraș mare, dacă e să facem diferența dintre ceea ce înseamnă publicul dintr-un oraș mare cu publicul dintr-un oraș mai mic, cum este Făgărașul? Brașovul este un oraș mare. Dintre atâția, este statistic în jur de 5% din populația unui oraș formează publicul teatral. Numai 5%, deci nu. Dar având în vedere mărimea orașului, nu ar fi o problemă cu umplutul sălii. Sunt cu abonamente? La Brașov nu există sistemul ăsta. Acum, din nefericire, la Teatru din Brașov, deocamdată nu există un serviciu de marketing. Probabil că urmează să fie făcut, pentru că, până la urmă, teatrul, spectacolul teatral este un produs. Ca orice produs trebuie vândut. Iar pentru a vinde, cel mai bine este să pui pe cineva care știe cum se face lucrul acesta. Dacă mi-amintesc bine, noi am mai discutat odată, se pusese problema în Brașov, la facultate, să se înființeze o secție de actorie. Da, asta nu știu. Acum, ce să vă spun? În general, facultățile de teatru din România, care la ora asta cred că sunt vreo 10-11, nici nu știu ce să spun,
produc pe bandă rulantă actori. Mulți. Într-adevăr... Comparativ cu cele două locuri, patru locuri? Oricât ar huli lumea, societatea de până în 1989, în ceea ce înseamnă predictibilitate, era mai bine pe vremea aia decât acum. Pentru că ei se gândeau, măi, câți actori avem angajați în teatre? Cam atâți. La peste 4 ani, câți vor ieși la pensie? Cam atâția. Câți mai ies pe cale naturală din sistem, ca să folosesc o sintagmă folosită de cineva? Cam atâția. Bun. Păi noi atunci vom scoate cam atâția absolvenți cât să acoperim plecările din sistem. Și în felul acesta nu creai șomeri pe bandă rulantă. Acum scapă cine poate, dar am fost într-un turneu la New York și vreau să spun că, discutând cu cineva din branșă din New York, spuneau că la New York în 97, când am fost eu, erau 45.000 de actori numai în New York care își căutau de lucru. Între timp erau barman, șofer de taxi, mai știu eu ce, agenți imobiliari. Și în rest își caută de lucru. Probabil că viitorul este acesta și... Da. Am setat pe desfășurător ce a spus Maya Morgenstern. Drumul unui actor nu este presărat doar cu aplauze și flori. Pe final de emisiune să comentăm această afirmație. Maya știe foarte bine despre ce vorbește. Și acum, ea fiind și director la un teatru, știe că deja sunt puși spin de-a dreptul în calea lui. Într-adevăr, drumul unui actor nu este presărat numai cu aplauze și flori, dar în clipa în care primești un buchet de flori la un sfârșit de spectacol și te înclini în fața spectatorilor la aplauze, uiți drumul acela. Un gând pentru spectatorii din Făgăraș și din Brașov, la viitoarele spectacole sau pentru viitorii spectatori, de ce nu? Îi îndemn să zâmbească, pentru că undeva în lume, cu siguranță, cineva e mai nefericit decât ei. Așa să fie, ca de obicei, ca un actor, da? E logic, plin de sensibilitate. Mulțumesc, Mihai Giurițan, încă o dată pentru prezența în studio. Aștept acest proiect ingenios, după părerea mea, la care să venim și noi, să admirăm ceea ce se întâmplă în cetatea noastră dragă, mie așa îmi place să o numesc, și muzeul nostru frumos. Încă o dată mulțumesc pentru prezența în studio. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Toate cele bune!